După fără margini din partea unui șofer din Galați care a blocat 10 de minute mașina unei persoane cu handicap parcat regulamentar. Bizonul și-a lăsat bolidul de lux pus pe avarii și a plecat să-și rezolve treburile prin zona. După minute bune de așteptare, șoferul blocat a sunat la poliție. Când s-a întors, șoferul neglijent a refuzat să se legitimeze pe motiv că are permis de Italia. Eu stau de 40 de minute, nu plătește nimeni când târzi la muncă. Pe avarii se stă numai când e vorba de 2 minute, nu de 40 de minute. Am 40 de minute. De jumătate de oră am sunat la poliție și... Nu trebuia să blocați accesul. Dar nu trebuia să blocați accesul. Eu nu blochez pe nimeni dacă știu că stau mai mult. Șoferul bolidului de lux nu s-a arătat deloc mișcat atunci când i s-au enumerat consecințele gestului său. A dat nonșalant din umeri după ce a fost luat la rost. Individul a parcat pe o stradă din Galați chiar în fața unui autoturism ce aparținea unei persoane cu handicap. 40 de minute a trebuit să aștepte reclamantul să apară deținătorul mașinii. Între timp a sunat și la poliție. Însă nici echipajul de poliție nu l-a impresionat pe bărbat. Ba mai mult, acesta a refuzat să se legitimeze și a precizat doar că are permis de Italia. Într-un final, șoferul s-a ales cu o amendă de 580 de lei și cu 3 puncte de penalizare.